Episodul 5 din The Last of Us începe în trecut, când Kansas City se prăbușește în haos și revolte după izbucnirea infecției. Oamenii îi leagă pe ofițerii de poliție de gât, făcând armata să intre cu putere de foc suplimentară. Printre cei care încearcă să scape se numără Henry și Sam, care își țin capul la cutie și încearcă să supraviețuiască. Cu Fedra oprită în cele din urmă, Kathleen îi adună pe locuitori și le vorbește cu dispreț. Ea continuă să le spună tuturor că ea nu este Fedra, dar practic ea va fi aici dictatorul de facto. De asemenea îl vrea pe Henry, dar toată lumea tace, până când un tip vorbește și susține că Henry este prin împrejurimi întâlnindu-se cu un informator căutând un loc sigur unde să se ascundă. Acest loc sigur se întâmplă să fie mansarda pe care a văzut-o Kathleen în episodul 4. După ce au găsit adăpost, Henry crede că vor avea provizii pentru 11 zile, dar Sam este speriat. El încearcă să-l calmeze, încurajându-l pe micuț să deseneze pe pereți. Kathleen vrea cu disperare să-l găsească pe Henry, dar Perry crede că ar trebui să aștepte, deoarece au deja un perimetru asigurat și ar trebui să se regrupeze. Kathleen îl repede pe Perry și îi ordonă să-i ucidă pe Henry și Sam când îi găsesc și apoi să le ardă cadavrele. Înaintăm rapid 10 zile și atât Sam cât și Henry sunt la ultima lor conservă cu mâncare. Cu informatorul lor plecat și fără mâncare rămasă, cei doi decid să părăsească mansarda. Ei sunt pe cale să plece, când deodată aud împușcături afară. Este schimbul de focuri tras între Joel și cei trei bărbați, pe care l-am urmărit în episodul 4, când Joel a intrat cu mașina în magazin. Henry îl observă pe Joel și cei doi își schimbă planurile. Ei se îndreaptă spre complexul de apartamente și asta ne aduce până la sfârșitul episodului 4. Henry le spune lui Joel și Ellie că vrea să-și dea mâinile și crede că ar trebui să se ajute unul pe celălalt. El lasă arma jos și decide să aibă încredere în ei, deoarece cei patru ar trebui să lucreze împreună pentru a reuși să iasă din oraș. Sam și Ellie se împrietenesc și toți patru formulează împreună un plan pentru a ieși din oraș în siguranță. Henry vrea să-i ajute pe Joel și Ellie să iasă din oraș, deoarece și el poate beneficia de asta. El recunoaște că cel mai violent lucru pe care l-a făcut vreodată a fost să amenințe pe cineva cu arma descărcată, așa că are nevoie de ferocitatea lui Joel pentru a reuși să părăsească orașul în viață. Este mai ușor de spus decât de făcut atunci când Kathleen controlează totul, inclusiv cele patru autostrăzi din jurul orașului. De asemenea, nu există niciun infectat în oraș, deoarece toți au fost conduși în subteran cu 15 ani în urmă, același subteran în care Henry și Sam intenționează să coboare pentru a se strecura pe lângă soldați. Tipul de la Fedra în care Henry avea încredere, se pare că a curățat tot locul cu băieții lui în urmă cu 3 ani, dar este un plan complicat, bazându-se pe informații incomplete, iar Joel nu este convins. Cei patru ajung la tunelurile de întreținere și găsesc o încăpere în care pare să se fi stabilit o comunitate mai veche după focarul de infecție. Ellie și Henry cred că este o idee bună să rămână și să se joace puțin, așa că Joel este de acord. Henry admite că nu a fost complet sincer când s-au cunoscut. El spune că Sam s-a îmbolnăvit de leucemie și singurul medicament care îi făcea bine era deținut de Fedra, așa că liderul rezistenței din Kansas City, fratele lui Kathleen, au ajuns să fie uciși în procesul de obținere a medicamentului. Kathleen este complet dezorientată, după ce l-a ucis pe doctorul orașului în ultimul episod și și-a repezit toți ofițerii, ea dispare și se întoarce în camera copilăriei sale, cea pe care o ocupa fratele ei înainte de a fi ucis. În ciuda faptului că fratele ei a spus să nu caute dreptate și răzbunare, Kathleen intenționează să facă exact opusul. Grupul lui Joel iese din tuneluri și trece pe partea cealaltă, doar că există o problemă. Este un lunetist sus în clădirea de peste drum, iar Joel este forțat să încerce să ajungă la el și să-l doboare. Joel se grăbește sub acoperirea întunericului și se strecoară în casă. Acolo, el găsește un bătrân care se întâmplă să lucreze cu Kathleen, iar Joel nu are de ales și îl ucide. Din păcate apar Kathleen și oamenii ei. Joel folosește arma lunetistului pentru a-l elimina pe șoferul camionului, care încerca să-i ucidă pe Ellie, Sam și Henry. Henry încearcă să negocieze cu Kathleen și îi spune că el se va preda dacă lasă copiii să plece, pe Sam și Ellie. Kathleen este absolut în regulă și cu uciderea copiilor și recunoaște că nu va lăsa pe nimeni în viață. Henry, incapabil să raționeze cu ea, decide să o înfrunte direct, poruncindu-i lui Ellie să-l ia pe Sam și să fugă. În tot acest timp, Joel este pregătit să tragă, dar chiar înainte să tragă,
pământul se prăbușește brusc și face ca masele de infectați să iasă la suprafață și să atace grupul lui Kathleen. Cei mai mulți dintre cei infectați sunt opriți, dar există ceva mult mai mare care iese din incendiu. Grupul lui Kathleen este decimat, în timp ce Perry decide să le câștige ceva timp. Kathleen nu ajunge nici ea prea departe, deoarece este și ea ucisă. Ellie doboară doi dintre cei infectați și reușesc să scape. Odată cu luptele încheiate, cei patru reușesc să găsească un refugiu sigur departe de Carnagiu. Joel îi încurajează pe Sam și Henry să li se alăture în drum spre Wyoming, dar există o problemă, Sam este infectat. A fost mușcat, iar piciorul lui nu arată foarte bine. Ellie este de acord să rămână trează alături de Sam, dar acesta ajunge să se transforme în miezul nopții. Sam, infectat, o atacă pe Ellie și Henry este forțat să-l omoare pe Sam cu sânge rece. Henry este într-o stare de șoc și nu poate face față durerii, așa că el întoarce pistolul asupra sa și trage. În timp ce Joel îi îngroapă pe Henry și Sam afară, Ellie îi lasă un mesaj lui Sam pe caietul său, îmi pare rău. Pentru mai multe videoclipuri, nu uitați să vă abonați. Nu uitați să apăsați clopoțelul și butonul de like.